Iată că am ajuns la faza a treia, faza pe județe. Faza pe aparate. Da. Faza pe aparate. Cele două echipe sunt alături de noi, ci că am intrat în sfârșit pe teritoriul lor, adică na, miza în plasă era doar pe teritoriul lui Paladea, am înțeles. Treceți doama muzicală. Aici, da, Băf, am înțeles că nu e la îndemâna tuturor. Ce nume? Băf! Dar de ce te-ai uitat spre noi? Ba da, la îndemâna lui a fost chiar. La îndemâna lui da, chiar a fost. Mie mi s-a spus că sunt foarte îndemânatic. Așa. Cu mânuțele, da? Da. Am aflat că asistenta mea de astăzi, Gabriela, n-a făcut un băf în viața ei, dar nu e timpul pierdut. A zis că face primul băf pentru primul care duce Maldive. Știi ce fac moldovencele de obicei? Cumpără băful, mai adaugă puțină maioneză și zic că l-au gătit ele. Bine că știm. Nu-i interesantă. Doamne Dumnezeule, câte fac moldovencele. Da. Câte lucruri bune fac. Surprize, surprize. Fac niște pomeni, scriu pe colivă la mulți ani. Abia așteaptă să te... Gabriela, tu încerci intrarea în televiziune, știi toate cadrele mele. Uite cum stă un om cu experiență de televiziune. Maria are bun simț. Exact, nu. Am experiență. Am prezentat și eu o emisiune, de-aia... Păi știu, dar n-am... De-aia știe unde să se bage. Da. Important e când te muți la București să știi și unde te bagi. Da. Te las în partea asta, la da. În calitate de asistenta mea să tragi. Primul cuvânt, ruleta muzicală, înseamnă următorul lucru. Eu vă dau un cuvânt, trebuie să găsim cât mai multe melodii ce conțin versuri care au în ele... Cât în... mai multe sau o melodie? Cât mai multe. Oh, jucăm după regulile simple de... ce în cap într-o valiză. Adică jucăm până se epuizează toate acum melodiile. Acum ne testați. Da. Dacă vă vin în cap două melodii, vă rog să țineți minte una ca să o folosiți după ce dau cuvântul adversarilor. Jucăm una. O să începem. Cine n-are voce poate să roage pe colega de sau gașcă. Poate să lălăie. Sau poate să o lălăie. Să o lălăie. Chiar și fără versuri. Și piesa trebuie să fie, să existe pe internet. E important. Trebuie să existe. Adică poate fi scrisă. Da, contează câte vizualizări are, like-uri. Aici s-au mai scris melodii. De exemplu, la cuvântul butelie ne-au cântat patru doine despre butelie niște oameni. Da? Butelie. Cuvântul 1 este petrecere. Cum începeți voi. Eu încep. Asta. Toată lumea se distrează, e petrecere, distracție, sus paharele, ne facem viața frumoasă, așa trebuie, și să uităm supărările. Hai, e mare petrecere. Te pupăm la Vali. Petrecere. Noi nu. Păi la ce petrecere? Petrecere. Mă scuzați, pardon. Petrecerea de pieton, dacă... Da. Frumoasă melodie. Mă, care? Acum nu știm cu petrecere. Păi la ce vă gândeați până acum? Vă plăcea cum cântă Diana? Da. Petrecere. Da, petrecere sau petrecerea? Petrece vom juca, la inima ne-o bucura. Vom spune tuturor. De ce avem pe limbă? Avem pe limbă, da. Ați simțit? Bravo. Deci mai departe. E 1 la 1. Petrecere. Da, știe domnul. Știu. Știe. Uite. Stai, nu am cântat de la început. Ia-o de la final. Concentrează-te, te rog. Te-am văzut că te înfipsă să iei la început. Treci la... Foaie verde și o sipică. Petrecere. S-a spus, petrecere cu mâncărică. Petrecere cu mâncărică. Nu se poate să fie într-una. Petrecere. Pe YouTube-ul din China. Petrecere. Trebuie să dau un cuvânt echipei cu petrecere. La ce te-ai gândit, Cornel? Nu-mi vine să cred. Maria, te rog. Ia un cuvânt să vedem. Ce ți-a picat? Bărbați! Voi începeți piese cu bărbați. Eu chiar am o piesă. Ia, te rog frumos. Lasă-mă, bărbate, lasă-mă așa, că ți-o rupe inima. Opa. Fidește, bărbate, și fă-mi poftele, dacă vrei să-i dragoste. Bravo! M-a uns pe inima asta, bravo, mamă, ce-a dat. Dacă vă mai vine, nu te țineți în minte. Da. Vă rog, bărbați. Hai, draga mea. Bărbat. Bărbatul meu cel mai iubit bărbat. Femei sunt și spun că-mi este bine. Scoate internet. Când ești alături cel mai frumos bărbat. Despre mine e vorba. Da, e din Republica Moldova.
Cine cântă? Există melodia asta? Da, există. Cântă-mă și mie. Există, există. Dar numai puțin, Diana. Vă rog. Hai că eu știu una pe care am cântat-o de când l-am cunoscut pe Cleante. Am un bărbat cel mai frumos, cu mir în frunte și norocos. Bravo. Și eu am așa. Nu, nu sunt bărbatul ideal pentru o femeie. Nici ușa de biserică nu pot să fiu. Nu sunt prietenul perfect, dar și am defecte. Faci salata băf cu mâna. Da, da. Bine, că nu. Au două în față, vă rog. Da. Bărbați. Bărbățel meu, tare de rău, zi și noapte de mereu. Da, bărbățelul meu, tarină de rău, zi și noapte bem mereu. Bine, să te ajute. Au repertoriu din partea cealaltă. Ne ajută, înțeleg. Să știi că ne ajută. Ce vrei la anul de iepuraș? Nu răspunde. Dar sunt și... Ei mi-au dat două, să știți. Nu, trei, de... chiar trei. Ușor, cu, da, cu ea. Trei, cu, da. Trei, deci, cu trei, trei. Bărbați, bărbați. Dacă, dacă nu cunoști, nu e. Nu, 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 că a, nu. Da, știu eu. Zi. Hai, nu zi. E, să nu fie... Dar nu știu să o cânt. Pa, alo, înseamnă că nu știi. Fredonează, fredonează. Dar, Romica, ești mai simpatic când nu te încordezi. Da, dar nu, fredonează. La bref ai fost, băi. Zi, recit-o. Am profitat de naivitatea fetelor. Sunt cel mai luxos bărbat, e o manea. Da, e manea. Dați-o în calcul. Da, nu, nu, nu. Dați pe YouTube și ascultați. Sunt cel mai luxos. Gata, gata, a pierdut. Bravo, bravo. Voi ați pierdut. 2-0. Ce 2-0? Pentru cine? Pentru noi e 3-3. Că e țin altfel scopul. Păi stai, cine are doi? Noi? Ei. Noi? Nu! Cum? Haide! Ce zero că am răs... Alo! Alo! E Dani, nu e Răzvan! Tati, e făcută să câștige ei treaba aranjată. E Dani, nu e Răzvan! Hai să nu ne confundăm. Zice Leapșa, ultimul pierde, ultimul pierde. Deci cuvântul prieten. Prieten sau prietenă? Prieten. Hai tu, tu, noi, noi! Vă rog! Prietena, cu prietena ta, cu prietena ta, Randi și... A, da, da, Randi. Poștii. Da, da. Prieten, prieten, prieten. Prieten, nu se cumpără cu bani. Prieten, prieten, prieten. Noi avem trei. Vinește peste an. Sunt două. Prieten. Doar nu mai le spuneți pe toate, vă rog. Aveți două. Țineți minte. Avem așa. Da. Prietenia la nevoie se cunoaște. S-o crezi tu. Și atunci când oameni se vor naște. Cântă și din avem și. Eu cânt din Răi. Ne cunoaștem de-o viață. De an și an. Asta-mi place și mine. Da, da, Pompilia Stoian. Da. Hai de mine. Da. Eu cânt un Răzvan când îi mai greșesc. Două, voi sunteți. Una. Dar una singură. Da. Prietenii mei dragi, prieteni așteptați, vă mulțumesc că ați venit și iar ne-am întâlnit. Acum am înțeles de ce îl luai cu tine în amen. Da, mai vrem. Mai avem una. Voi? Am cel mai bun prieten. O cântă frații Bibu. Da, așa e. Alături de el și bune și bune. Frații Bibu. Bravo! Trei, gata! Mai vreți? Da, 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 sigur, vă dați seama că... Prietenul rămâne prieten când soarta te încearcă la greu și mai departe nu mai știm versurile, dar este există această piesă. Mereu! I-am băgat gata, și bravo! Vă rog! Beau cu prietenii mei și nu sunt pervers cu ei. Bravo! Da, bravo! Avem 4, băgă acolo, 3-0. Mă mai trebuie una. Hai! Prieten, sau prietenie. Gata! Mai este una. Gata, la revedere, 3-0. Hai, vă mai dau o ultimă șansă, dar e deja... Egalitate, nu mai are rost. Oricum este egalitate. Nu, egalitate, dar... Dar voi sunteți mai egali astăzi. Dar este egalitate. Chiar nici nu mi-a plăcut proba asta. Da. A fost... Hai, unul, dar doar de distracție. Doar de distracție, cu tare. Doar de distracție. De distracție. Ce de aia? Cine a picat? Al meu. A mea sau al meu? Cel mai greu cuvânt. O, a mea sau al meu? Și sunt a ta, cum era? Da, nu, a mea. Nu a ta. A mea. A mea sau al meu? Dar poate să fie doar mea? A mea sau al meu?
A mea sau al meu? Asta e greu. Mai bine băgai mâna. Da, schimbați sensul. Mai bine băgai mâna în salată. Că dacă e de distracție. Ultimul, ultimul, ultimul. Da, ultimul. Ce scrie acolo? Inima. 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 De ce nu schimbat? Nu, nu, de ce a schimbat? Nu, nu, dar nu se face așa. Inima. Așa asta știm, ce nu știm noi. Țineți-vă vorba, inima. Ce? Inima mea bate, bate pentru tine. Nimic nu mai contează când ești lângă mine. Inima mea bate. Gata, acum nu se cântă toată melodia. Că nu se lua la Maia. Hai, zi. Mi-a intrat la inimă și mă doare rău. Noi, da, da. Mă joacă așa, ba nu, ba da, ba nu, ba da. Bine, Cornel, bravo. Cardiologul de servici, bine. Bravo. De ce mi se pare că bați? Cornel. Cap tare. Hai, Diana. Zi, ai dat asta, ai stricat. Inima nu fi de piatră, că doar tu n-ai fost lăsată. Să vezi dorul cum mă poartă frunză în vână. Auzi, ce bine că n-am nimerit-o parată. Inima nu fi haină, ai și tu un pic de vină. Dacă n-am o zi, senină pe pământ. Bravo. Deci toată lumea în față, vă rugăm frumos, doamna cu muștele. De ce? Stai un pic, să-ți spunem. Mulțumim frumos, aplauze. Melbourne.